Bine v-am găsit la horoscopul de vineri, 29 decembrie. Mai avem un pic și intrăm într-un an nou cu dreptul. Despre un an nou am vorbit în mai multe filme pe acest canal de YouTube. Toate horoscoapele anului 2024 vă așteaptă, zodie cu zodie, puteți urmări zodia natală, zodia ascendentă. Tot despre 2024 vorbesc și în înregistrarea live-ului de acum câteva zile, în care vă dădeam mici trucuri sau, hai să zicem, și superstiții pe aici pe acolo, dar nu doar, în care vă arătam cam cum să intrați într-un an nou cu energie bună, programându-vă mental ceea ce vreți să faceți în 2024. Cum să vă puneți dorințele, cum să vă eliberați de anul cel vechi, și de aceea aveți la dispoziție încă 3 zile din acest an să pregătiți terenul pentru ceea ce urmează. 31 decembrie este un moment ideal pentru a ne debarasa de vechi și a ne pregăti de 9 ani și de aceea urmăriți acum, înainte de a pleca la Revelion, înainte de a vă face bagajele pentru a pleca în lume, vedeți și acest film așa pendelete seara la un ceai, să vedeți cum puteți să folosiți magia unui astfel de moment. Întotdeauna un final de an are o magie aparte, încât să deschideți poarta către un an 2024 de succes din toate punctele de vedere. Și poate să fie un an de succes. Vedeți horoscoapele anului 2024, vedeți filmul Momente de top ale anului 2024 și vom mai vorbi despre anul 2024. Până una alta, căutați și horoscoapele lunii ianuarie. Câteva dintre zodii au primit deja acest film. Nu știu exact până în momentul ăsta câte sunt gata, probabil vreo 6, dar fiți sigur că până plecați la Revelion vor fi toate gata, astfel încât să știți și în ianuarie ce vine. Că mie mi se pare o lună ianuarie cu totul și cu totul norocoasă, poate chiar. Nu am făcut astrodrama lunii ianuarie, acum îmi pare rău că n-am făcut-o, dar am vorbit pendelete în fiecare horoscop, așadar, despre luna ianuarie în horoscopul lunii care urmează și vedeți câteva dintre zodii sunt super ajutate să deschidă poarta și să dea cu ușa de perete pentru un an nou de succes realmente. Vedeți dacă nu cumva și zodia voastră este pe acolo. Nu uitați ce v-am rugat zilele trecute, veți găsi undeva atașat la fiecare video și în primul comentariu și atașat la video acea invitație de a vă alătura acelei liste de semnături pentru petiția pe care sper anul viitor să o pot duce mai departe către, nu știu, o inițiativă legislativă. Nu mi-aparține mie legea o va face cine trebuie acolo sus, dar de undeva trebuie să pornim și dacă și dumneavoastră rezonați la invitația mea, și anume de a ne alătura într-o listă de semnături pentru a propune la un moment dat introducerea orei nașterei oficial pe certificatul de naștere al copilor care se vor naște de acum înainte. Vă invit așadar să vedeți acest filmuleț de prezentare cu un link către o petiție online în care sper să vă alăturați cu mic și cu mare. Astăzi, 29, mai avem ultimele schimbări ale anului 2023 și anume, astăzi intră Venus în Săgetător, unde deja sunt 2 planete. Acolo, în Săgetător, în conjuncție sunt Mercur și Marte și iată se alătură și Venus. Vom avea din nou 3 planete în Săgetător. Foarte bine. O energie jovială, de distracție, de divertisment, de călătorie, de chef de viață. Energia Săgetătorului este foarte tonică, foarte optimistă, foarte amuzantă la urma urmei și să avem 3 planete personale acolo e de bine. Ne putem bucura de niște sărbători, mă rog, de un revelion amuzant. Poate mulți simțim nevoie să călătorim. Venus în Săgetător, pe lângă cele 2 planete care sunt deja acolo, pe mulți ar putea să ne trimită departe de casă. Ori așa, pe ultima 100 de metri ne decidem să facem o plimbare undeva în aceste zile, ori le aveam de mult programate și poate fi momentul. Chiar dacă Mercur acolo retrograd ar putea să ne mai creeze niște mici neplăceri, tocmai de aceea stați încă cu ochii în patru, că Mercur retrograd ne mai poate crea neplăceri în strânsă legătură cu călătoriile. Totuși vine Venus, care este o energie norocoasă în zona Săgetătorului și tot ce ține de legătura cu lumea largă ar trebui să fie de bun augur. Mai mult decât atât, de azi înainte, câteva zile, până la începutul lunii ianuarie vom avea, da, 3 planete în Săgetător, așa cum spuneam, dar și pe Venus și Marte în Săgetător, practic pe aceeași stradă. energia masculină, energia feminină sunt pe aceeași vibrație, ceea ce ar trebui să însemne o bună comunicare între ea și el, între femeie și bărbat, cei doi să reușească să se pună de acord mai mult, să se simtă bine mai mult împreună. Și cum este și un Mercur acolo, Mercur deschide la dialog, e vremea explicațiilor, e vremea bilanțurilor, e vremea unei comunicări mai tonice între femeie și bărbat. Evident că e loc și de întâlniri între femei și bărbați în această perioadă, că Mercur cu asta se ocupă, cu întâlnirile. Deci să nu vă mire invitațiile la Revelion pe ultima secundă, cunoașteți pe cineva cu care să mergeți la Revelion în ultima secundă. Este o energie a întâlnirilor, ba chiar și a aventurilor la urma urmei. Nu-i musai că de aici să iasă iubirea vieții, dar pentru unii că e un Mercur retrograd, asta este, deci relațiile începute pe Mercur retrograd s-ar putea să nu țină sau să nu înțelege atât de ușor, dar poate pentru așa un fel de soluții de compromis, să aveți și voi unde pleca de Revelion, ar putea fi o soluție. Să fiți căutați de cineva, să întâlniți pe cineva, să contactați pe cineva, să vă distrați împreună în aceste zile de petrecere. Altfel, e un moment foarte bun acolo cu ea și el la masă, în aceeași casă, pe aceeași stradă, în același pat și așa mai departe, se unesc cei doi. Energia cuplului este foarte activată, dar așa la mod mai de divertisment, să zicem așa. Sigur că se pune țara la cale și la modul foarte serios, pentru că în sfârșit au mai fost Venus și Marte în aceeași ogradă pe parcursul anului de multe ori și la fel va fi și pe anul 2024, dar poate de câteva luni bune n-au mai fost pe aceeași stradă încât să simtă aceeași energie, să gândească la fel, să acționeze la fel și nu unul hăi și altul cea, cum poate s-a mai întâmplat. A fost și o perioadă de competiție între femei și bărbat în ultimele câteva luni. E acum în sfârșit Venus să ajunge din urmă pe Marte să pună un pic țara la cale, să vadă ce au ei de făcut pe anul viitor pe semne sau până una alta în acest weekend cu sărbătoare. Deci bucurați-vă de o Venus în Săgetător care poate fi foarte plăcută. Va sta acolo până pe 23 ianuarie, va rămâne singură în Săgetător, pentru că în ianuarie iese de aici și Marte, iese și Mercur la un moment dat din Săgetător și va rămâne Venus așa lăfăindu-se pe energia veselă și amuzantă și jovială și optimistă în curtea Săgetătorului, care clar poate să aducă un dram de popularitate, de simpatie, de distracție, divertisment pentru amatorii genului, evident. Cam atât am de zis în introducere, nu uitați de toate celelalte horoscope pe care vi le-am recomandat. Voi veni în weekend cu un horoscop de weekend, evident, iar horoscopul de luni și marți va fi din nou cumulat într-un singur horoscop de an nou, în care chiar vreau să fac ceva mai special, nu știu, să vă ofer niște recomandări de energie a anului nou, pe care o putem folosi chiar pe 1 ianuarie sau poate chiar în noaptea de Revelion, cine o să vadă horoscopul la momentul respectiv. Dar până una alta, nu uitați de cele două filme separate, acel live numit Cum să intre într-un an nou cu noroc sau ceva de genul, dar mai am un film similar. Dacă dați jos să vedeți ce este atașat la acest video, veți mai găsi un film similar în care tot astfel de recomandări de noroc, de prosperitate, de bun augur, de pregătirea listei de dorințe, tot despre asta vorbesc și acolo și puteți așa, cum ziceam, să vă pregătiți anul nou încă de pe acum, în ultimele zile ale anului vechi, care iată se apropie de sfârșit. Cam atât, vă invit jos în descriere să căutați minutul și secunda de unde începe toate care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare, cele ascendente în unele cazuri și hai să vedem ultima zi de vineri din anul 2023 ce ne aduce pentru toți. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop. Voi berbecii, s-ar putea să vă faceți mari planuri de plimbare, de călătorie, de socializare. Normal, cu 3 planete acolo într-un sector al distanțelor, s-ar putea să nu prea stați pe acasă în această perioadă. Sau ideal ar fi. În unele cazuri, sigur, poate fi o revenire acasă în cazul în care ați fost plecat de sărbători, de primele sărbători și revenirea în zona de baștină. Dar e o energie foarte puternică a cuplului, a familiei, a oamenilor dragi vouă, încât Simțiți nevoia să fiți printre mulți oameni, poate când zic mulți oameni, chiar oameni total necunoscuți. Vă duceți la întâlniri în mijlocul orașului, vă duceți în parc, vă duceți la târgul de Crăciun, vă duceți nu știu undeva unde aveți ocazia să vedeți multă lume, să intrați în legătură cu multă lume. Parcă e o dorință voastră de a fugi de singurătate, fie că sunteți cu toată familia alături, fie că sunteți singuri realmente, parcă nu puteți să stați acasă, cum s-ar zice, ci vreți să vedeți cât mai mulți oameni la față. Poate stați la telefon non-stop, există o dorință de comunicare, de a relua legătura cu unii, poate vă e dor de niște persoane, poate zilele trecute, luna plină din Rac v-a mărit dorul, absența față de cineva și v-ați gândit, măi, da, ce bine era, un an, 2, 3, 7, când, puncte, se întâmpla ceva frumos acum câțiva ani și parcă vreți să renașteți, să reînviați sentimentul de odinioară și parcă depinde de voi acest lucru. Poate v-ați retras, cine știe, Saturn de când a intrat în casa a 12-a la voi v-a mai izolat, v-a mai însingurat, v-a mai distanțat de restul lumii, poate v-ați simțit voi dat la o parte sau chiar voi v-ați retras undeva într-o peșteră a voastră, dar nu acum. Ziceți, nu, eu nu, trebuie să ies, trebuie să socializez, trebuie să vorbesc. Poate chiar sunteți invitat, poate sunteți căutat, ba, s-ar putea chiar asta să fie atitudinea, poate voi v-ați fi retras în peștera voastră din diverse motive, nu sunteți în apele voastre unii, pentru unii da, planează și așa o oarecare stare de izolare, însingurare, vindecare, tăcere, retragere, rezervă, distanțare și vin alții și se bagă în viața voastră și vă caută și vă invită și insistă într-un mod plăcut, evident, încât o astfel de invitație poate să vină către voi chiar acum. V-ați putea trezi invitat de anul nou, de Revelion, undeva unde poate nu era planificat și vă obligă să vă faceți bagajele, vă obligă să ieșiți din casă, vă obligă să vă schimbați toată planificarea de zilele viitoare, să vă duceți acolo unde cineva vă așteaptă cu brațele deschise. Poate chiar aveți o surpriză în sensul că nu v-ați așteptat, da, la această invitație și poate ați și fugi de ea. Poate voi i-ați ținut la distanță pe acești oameni. Las că n-ai timp de mine, las că nu mă duc acolo că sunt trăcit și nu le dau boala. E, acești oameni, într-un fel sau altul, simt că aveți nevoie pe undeva de prezența lor, de un dram de activitate, de energie pozitivă și de aia unii vor insista să vă aibă aproape în zilele imediat următoare. Taurii, posibil călătoriile să fie la loc de cinste pentru voi, ori sunteți pe drum, ori vă mutați de colo-colo, ori abia acum stabiliți niște distanțe noi de cucerit. Există o mare mișcare de trupe. Vin oameni, pleacă oameni, vă întoarceți acasă, plecați din nou, vă desfaceți niște bagaje, faceți alte bagaje, multă comunicare, multă socializare, sună telefoanele într-una, mesaje pe WhatsApp, pregătind, evident, ceea ce urmează să se întâmple, dar cu enorm de multă lume în preajmă. Se perindă mulți oameni prin preajma voastră. Unii poate chiar abia acum plecați pe undeva, poate n-ați plecat de Crăciun și acum v-ați stabilit niște destinații noi. Dacă nu plecați voi, vă puteți trezi acum cu musafiri de departe. La câtă comunicare există în perioada asta, foarte posibil să puneți țara la cale așa chiar pe nebusă masă. Planuri pe care nu vi le-ați făcut, nu vi le-ați făcut tot anul. E, acum, la final de săptămână, ziceți, măi, dar ce-ar fi să ne ducem până la Cuscra, în partea cealaltă țării? Chestii de astea, așa, hodorong-trong, sau, cum ziceam, vă treziți voi cu musafiri, aparent nepoftiți. Ce mai caută ăștia pe la mine? Dar ar putea să fie bineveniți la urma urmei, să vă placă prezența lor, să aducă un dram de energie, un dram de mișcare, că poate voi așa erați într-o zonă oarecum de comoditate, de banal, de pasivitate, vai ce am să dorm eu de sărbătorile astea și când colo apare ceva care să vă scoată din hibernare, din pasivitate și din aparenta comoditate și să fiți un motor plin de laturație maximă și astăzi și probabil și câteva zile de acum înainte. Gemenii, ceva nu vă iese conform planurilor și de aia s-ar putea să fiți un pic deranjat de intervenția cuiva un pic în viața voastră. Poate astea, cele trei planete acolo în zodie diametral opusă, pentru voi sunt un fel de provocări. Probabil altul își impune punctul de vedere. Un partener, cine o fie acest partener, partenerul de viață, partenerul de discuții, partenerul de afaceri, altul, cineva din preajma voastră se cam își cam impune părerea în fața voastră și nu vă convine. Ați tăcut odată, ați tăcut de 2 ore, s-ar putea să devină obositoare această încercare a unora de a vă da ordine într-un fel, dar s-ar putea să fie bună aceste sfaturi, să fie bune aceste sfaturi pe care le primiți, sfaturi, îndrumări, păreri, hai să, ori ceva nu vă convine, poate nu vă convine că n-au venit de la voi, poate vă scot din zona de comoditate, poate nu aveți chef acum de ceea ce vi se propune și de aia s-ar putea să o luați un pic prea personal această intervenție a unora în planurile voastre. Cam asta o să fie ideea, mă, ce s-a mai băgat și ăsta, n-am să fac eu cum îmi zice soțul, n-am să fac eu cum îmi zice colegul, eu fac cum vreau eu, numai că au idei bune, mai bine zis, acești oameni din preajma voastră. Aceste inițiative care vin de la alții pot fi foarte dinamice, plăcute, tonice, amuzante, vesele și v-ar ajuta și pe voi să v-ar scoate așa dintr-o zonă probabil emoțională, dintr-o pasă proastă v-ar putea scoate, dacă o să o acceptați. Pentru că mulți o să ridicați așa o platușă, nu, nu-mi trebuie. Ce te bagi în viața mea? Ce îmi zici tu mie ce să fac? V-ar face bine această susținere, scoatere din banal, scoatere din zona voastră de neplăceri pe care o aveți pe undeva, o stare de dezamăgire poate chiar singurătate vă marchează și s-ar putea să refuzați. Mai gândiți-vă, s-ar putea să fie o variantă foarte bună chiar dacă vi se pare că cineva vă cam dă ordine. Racul. Vine cineva cu niște planuri, mamă, și o să facem, și o să dregem, probabil pentru perioada imediat următoare, pentru weekend, sărbători și așa mai departe. Dar ceva nu vă convine la aceste propuneri. Ori vi se par complicate, vă scot din zona voastră de lene, vă schimbă programul, că voi ați avut un anumit program, o anumită rutină, o anumită organizare și propunerile astea care apar așa, vă scot din ale voastre. Și nu vă place. E ca atunci când voi v-ați pregătit ceva pentru sărbători, zilele imediat următoare și ziceați, gata, așa rămâne, le-am bătut în cui, am făcut rezervări, le-am făcut bagajele, le-am făcut pe toate și apare această schimbare de direcție, care poate fi bună. Să nu mai plecați în stânga, să plecați în dreapta, să stați acasă, să nu mai plecați, nu știu, o schimbare de direcție pe care s-ar putea să o respingeți la început doar pentru că e schimbare. Cum, da, am planificat așa, da, am pregătit așa, da, am zis că dormim, da, am zis că stăm acasă și acum se schimbă tot. Probabil vă trebuie o zi, două să vă reorganizați tot această pregătire mentală. Poate e prea din scurt schimbarea. Și o să fie bine. E o altă variantă, e o alternativă. Și poate vă deranjează prin simplu fapt că vă scoate din planurile voastre, sunt planurile altcuiva. Trebuie să urmați pe cineva, e propunerea cuiva, nu voi ați venit cu ideea probabil. Și asta pe semne că vă deranjează la început. Dar o să vedeți că acest om își dorește propunerea pe care a făcut-o, încât de dragul lui o să o acceptați. Nu al vostru. Voi vă scoate din comoditatea voastră, vă scoate din programul vostru. Nu asta aveam eu planificat, ziceți voi. Dar dacă tu vrei, cam asta o să fie. Dacă ție îți place, cine o fi? Persoana iubită, copiii, soțul, soția. Dacă tu vrei, așa vom face. Leul. Trece luna pe la voi prin o gradă, normal că vă încarcă de o anumită energie, pentru că este o lună după ce a fost lună plină zilele trecute. Deci o lună foarte încărcată. Încât pentru voi această lună vine cu niște noutăți în program. Nu asta v-ați planificat voi. Sau poate chiar noutățile sunt rezolvarea unor probleme la care zilele trecute spuneați că nu are cum. Nu putem pleca. Era un mare nu. Sau mai multe nouri pe lista voastră de planuri pentru zilele imediat următoare. Nu putem pleca, nu am chef, nu vine nimeni, nu. Era o stare de aia de refuz că se poate și ceva bun. Poate o oarecare gândire negativă ați avut vis-a-vis de niște evenimente. Niciodată să nu spui niciodată, niciodată să nu spui nu, pentru că de acolo poate apărea ceva bun. Soluțiile, rezolvările, căile, resursele, acolo unde ceas nu se poate, cineva vă zice, ba da, se poate și uite și varianta. Începe să credeți în ceea ce vi se oferă, începe să vă schimbați un pic lumina gândurilor, temperatura gândurilor de la negativ, le treceți încetul, încetul către pozitiv, de la nu se poate, treceți ușor, ușor către de ce nu, poate încă nu sunteți 100% convins, vă mai trebuie așa o zi, două să vă faceți ordine în gânduri, dar eu bate vântul dintr-o altă direcție decât de zilele trecute. Zilele trecute ziceați, nu, nici vor, nu plec, nu fac, nu accept nimic, niciodată, toate nu-urile posibile le ziceați în legătură cu o situație pe care poate nu puteți controla, tocmai de-aia spuneați nu. Dacă era de la voi citire, probabil o făceați, dar depindeați de ceva, dar vin către voi niște resurse aproape miraculoase. Parcă intervenția divinului, parcă un dram de noroc acolo. Da, noroc, cred că este o chestiune de noroc. Se întoarce foaia de la nu ăla, începe să se formeze un mare da și care cine știe poate transformă un aparent eșec, refuz, o situație care părea că moare, renaște dar cu totul altă energie decât zilele trecute. Fecioara vă macină așa o amintire sau poate chiar o vină, pare să fie o vină. Vă simțiți vinovat de ceva. Parcă ați promis ceva unui om, dar din diverse motive n-ați dus la îndeplinire această promisiune. Și vă aduceți aminte de ea. Venus, acolo în săgetător, vă aduce, și plus un Mercur retrograd în același punct, vine în mintea voastră amintirea asta. Mamă, i-am promis lucrutare, nu știu ce lucru. Am promis că îi dau niște bani, am promis că fac casa pentru el, am promis că vin, am promis că îl sun, am promis ceva și n-am făcut-o. E un proces de conștiință acolo. Dacă nu cumva vin și niște semnale destul de clare din partea acestei persoane că e un pic dezamăgit, așa parcă vă bate un pic obrazul, măi, da, ai zis că și tu ce faci. Dar cum procesul de conștiință vine la timp, veți drege busuiocul. De aia s-ar putea să folosiți ziua de azi sau poate chiar și ziua de mâine să ștergeți promisiunea asta de pe lista de sarcini. Că probabil e ceva ce puteți face. Un angajament, o promisiune neonorată, niște bani pe care nu i-ați dat înapoi, nu contează, dar e ceva ce ați spus de mult că veți face. Poate tot anul ați dus cu vorba pe respectivul. O facem. Și acum vedeți din partea lui o mare distanțare, răceală, reproșul, acuze poate chiar, sau o vagă suferință, se vede pe fața lui că e dezamăgit de faptul că ați uitat. Și cum sunteți un om cu multă conștiință, energia și a Capricornului și a Săgetătorului, unde este cumul ăsta de planete, e de principii care se cer a fi respectate, asta veți face. Ok, fac tot posibil să-mi respect promisiunea. Respect, ăsta va fi cuvântul, respect. Și vă dați peste cap, faceți ce puteți face să-l mulțumiți pe acest om, să nu rămâneți cu datorii la el, să nu rămâneți cu promisiuni onorate, să nu rămână dezamăgirea pe fața lui și probabil veți găsi ceva în compensație. Chiar dacă nu puteți face tot din ceea ce ați promis, măcar vede din partea voastră dorința de a-l mulțumi cu ceva. Voi, balanțele, aveți conversații foarte intense cu restul lumii, sunteți genul de om care o să stea la telefon foarte mult în această perioadă, vă înconjurați de oameni, nu puteți să stați singuri și de aceea s-ar putea să aveți ocazia, evident, și de a călători, de a vă plimba, poate nu foarte departe, dar s-ar putea să nu stați acasă în perioada asta, dar acolo unde vă duceți simțiți nevoie să vă înconjurați de oameni pozitivi, cu o energie pozitivă. Parcă fugiți de tot ce înseamnă oameni plângăcioși, oameni bolnavi, oameni triști, oameni negativiști și veți găsi astfel de oameni. Oameni care să vă devină tovarăși plăcuți de discuție sau de călătorie sau de sărbători. Parcă nu vreți lacrimi, nu vreți văicăreli, nu vreți nimic negativ în jurul vostru. Imediat ce veți simți că pe undeva cineva alunecă spre a se plânge și a cere milă și toate celelalte, veți fugi din locul ăla sau îl veți elimina. Multă dorință de divertisment aveți, de distracție, da, nu mai spun de călătorii sau poate și de sport. Sunteți într-o perioadă în care parcă nu puteți să stați doar la o masă sau într-un pat sau ceva de genul. S-ar putea să umblați foarte mult, să conduceți mașina, schi, chestii de genul ăsta, sporturi de iarnă, s-ar putea să fiți printre cei mai dornici de așa ceva, mobil, foarte, cu un tonus foarte bun, inclusiv fizic, vă simțiți ok. Energia săgetătorului pentru voi este de sport, mișcare, mobilitate, spirit tânăr, spirit optimist, jovial. Pentru unii, de ce nu, simțiți nevoia să vă puneți ce aveți mai frumos pe voi, să epatați într-un fel, să vă lăudați, de ce nu, și aveți cu ce. Și oamenii lângă care vă aflați sunt oarecum pe aceeași vibrație. Oameni la fel de simpatici, la fel de volubili, la fel de mulțumiți de ceea ce trăiesc și cu asemenea energie de divertisment. Ar trebui să aveți niște sărbători, a doua serie de sărbători mult mai bună decât prima parte a sărbătorilor. Scorpionul, Venus părăsește zodia voastră astăzi și multă vreme de acum încolo nimic nu se mai întâmplă prin ograda voastră, dar poate vă doriți această liniștire a apelor. După câtă furtună ați avut, poate toată toamna, în sfârșit ziceți, ce bine, mă mai liniștesc, pot și eu să fug unde văd cu ochii. Poate pentru unii e așa o zonă de retragere, de tăcere, de izolare sau poate chiar acolo unde veți fi, chiar dacă nu e neapărat vorba de izolare sau singurătate, ci totuși veți simți nevoia să socializați, să cunoașteți oameni, s-ar putea să puneți o mască pe față, o mască nu mincinoasă, o mască plăcută, volubilă, parcă nu vreți să arătați nimănui suferințele voastre, ce n-a mers bine, că ceva n-a fost în regulă în trecut, nu că le-ați avea acum. Ce a fost, a fost. Mai degrabă vreți să jucați un rol, da, cred că e un rol mai degrabă decât o mască, pentru a-i face și pe ceilalți să se simtă bine. S-ar putea să fiți foarte amuzant, foarte distractiv, spuneți lucruri minunate altora, faceți complimente, chiar dacă pot fi și false la un moment dat, de o numesc o mască. E un rol necesar, minciunele necesare în anumite situații să faceți plăcere celor din jur. Faceți complimente doamnelor, spuneți bărbaților că fac grătarul cel mai bun, deși poate nu e așa. Aveți aceste vorbe meșteșugite la voi, da, pot fi și un instrument de manipulare la urma urmei, dar ajungeți la inima unora și sunteți foarte plăcut și foarte căutat datorită acestor instrumente pe care le puneți în beneficiul vostru. Îi faceți pe oameni să se simtă bine, chiar dacă ce spuneți e un mare balon de săpun acolo. Asta este, uneori trebuie să fiți pe placul lumii, chiar dacă nici voi nu credeți în ceea ce spuneți. Și nu înseamnă că faceți un lucru rău, nu înseamnă că mințiți, nu înseamnă că îl amăgiți pe celălalt. Îi dați ce are nevoie, îi dați cadourile de care are nevoie. Vrea un compliment, îi dați un compliment. Vrea o vorbă bună, îi dați o vorbă bună. Vrea o minciunică, o gogoșică pe undeva, îi veți da această minciunică. Pentru că simțiți energia locului în care vă aflați. Acolo unde vă aflați sunt niște oameni care au nevoie de aceste vorbe, de aceste vise, de aceste planuri. Că vor fi sau nu vor fi în cele din urmă nu contează, dar simțiți că energia locului respectiv, atmosfera locului se schimbă și datorită acestui talent al vostru de a transforma în vorbe meșteșugite, dar iluzorii, ceea ce vor alții să audă. Săgetătorul, cum să nu vă simțiți bine cu 3 planete în ograda voastră, Venus intră și ea acolo, încât ar trebui să aveți câteva zile bune de iubire, iubire de sine, frumusețe, distracție, o stare de bine, mult visată. E loc și de iubire în peisaj, cu 2 planete care se ocupă de iubire, de ce nu, de ce stați un pic cu ochii la orizont, că nici nu știți unde sare iepurile. Există acolo întâlnirea asta dintre Marte și Mercur, mai bine și Venus, acolo în ograda voastră aveți toate aturile să fiți pe placul altora, să fiți văzuți, să arătați bine, vă îmbrăcați bine, aveți cuvintele la voi. Sunteți o companie foarte plăcută pe unde vă aflați. Vă puneți într-o lumină foarte plăcută, poate chiar o vreme, poate n-ați mai socializat multă vreme, poate n-ați mai ieșit multă vreme, poate nu v-ați mai ocupat de voi multă vreme și acum cu 3 planete personale parcă ziceți, eu, domnule, eu, pe mine sunt luminile, pe mine cad reflectoarele, ce tare mă simt, ce bine mă simt, pun cea mai faină rochie pe mine, mă duc și îmi fac părul. O mare nevoie de a vă ocupa de voi, și atât. Și nu din egoism, ci din iubire de voi, din stimă de sine ridicată. Parcă vă aduceți aminte de voi, cam asta e sentimentul. Vă duceți, știți cum este, mergeți pe un coridor și pe coridorul ăla, pe unde nu vedeți nimic, dați de oglindă. Altădată ați fi trecut fără să vă uitați în oglinda asta. Ei, acum vedeți oglinda și începeți să vă uitați și începeți să vă vedeți, să vă remarcați pe voi, ca la selfie, nu? Până când nu s-a inventat selfie, nu ne-am iubit pe noi așa ca în ziua de azi. E, selfie are rolul de a ne vedea pe noi, așa cum suntem, să facem schimbări acolo unde trebuie, să ne iubim acolo unde trebuie. Bineînțeles, ne putem transforma și în narcisiști pe aici, pe acolo, dar voi asta faceți acum. Aveți un moment de ăla în care ziceți, măi, ce bine mă simt, ce frumoasă e viața, mă vede lumea. Chiar vă poate vedea lumea. E o atractivitate la voi, e un schilpici acolo care vă pune pe voi într-o lumină bună și ar trebui să profitați de asta. Să vă aduceți niște upgrade-uri de imagine. O culoare la păr, o haină nouă, da, de ce nu, să vă cumpărați ceva, ce nu v-ați cumpărat de sărbători, să vă cumpărați vouă ceva. Și bineînțeles că pot veni și către voi semnale. Parcă dintr-o dată vă remarcă cine nu v-a remarcat, vă dă atenție cine nu v-a dat atenție. Deci e o schimbare de registru în care, clar, începeți voi să vă puneți pe voi înși vă într-o altă ipostază. Capricornul. Voi simțiți nevoia să vă odihniți într-un fel sau altul. Chiar dacă energia asta săgetătorului e de mișcare, e de plimbare, e de călătorie, e de umblat, parcă voi ziceți, păi n-am chef, eu parcă aș vrea să stau la mine acasă de sărbătorile astea. În unele cazuri poate pică niște planuri, trebuia să plecați undeva, pică planul, trebuia să vină cineva, nu mai vine, pot să vină niște astfel de schimbări de plan pe nepusă masă, dar ce vi se oferă în compensație e plăcut vouă. A, nu mai plec, nu știu unde, pe moment mă dezamăgește, mă obligă să-mi schimb tot programul, dar ce vine în locul lucrurilor ăla care pică sau se schimbă sau nu mai are loc, e foarte plăcut. Nu mai vine fratele, vine vărul și e mai bine cu el. Nu mai plec la munte, plec la bunici și e mai bine acolo. Deci ceea ce veți face așa ca o schimbare de ultima oră, da, e deranjant, mamă, uite, numai asta nu-mi trebuia. După ce se va întâmpla evenimentul în compensație, o să vă dați seama, băi, chiar aveam nevoie de lucrul ăsta, chiar n-am mai plecat, dar ce bine că n-am plecat, n-am mai venit cu tare, dar ce bine că n-a venit. Încât o să fie o relaxare, da, pot fi niște sărbători relaxante, chiar dacă poate o să fiți un pic mai legați de casă, mai sedentari, mai pasivi din anumite puncte de vedere, poate nici foarte social, poate nici nu sunteți văzut la ochi, dar vă convine această detașare, poate, de oameni. Vărsătorul. La voi ar trebui să meargă toate în strună în perioada asta. 3 planete acolo în săgetător, care săgetător este un sector tipic vărsătorului, ce să mai vorbim, e... Poate vă puneți foarte bine în lumină pe voi, vă simțiți bine în pielea voastră, sunteți căutați, sunteți populari, sunteți simpatic, plăcut, e un spirit ăsta de atenția tuturor către voi. Parcă străluciți pe unde treceți. Aveți ceva, un chelcășos acolo care vă pune într-o lumină bună, în ochii multora. Vă puteți remarca pe unde vă duceți, sunteți bine îmbrăcat, arătați bine, poate chiar o schimbare de look, așa vă pregătiți pentru revelion de pe acum și vă duceți la coafor, vă duceți la cosmetică, străluciți. Și cine vă vede s-ar putea să vă remarce această schimbare. Mamă, ce cu tine? Ai ceva? Ce ai? Nici voi nu puteți să știți ce aveți. Da, la unii poate fi chiar schimbare efectivă de look, dar la unii este schimbare de energie. Emanați o energie, vă caută lumea. Voi sunteți o baterie de energie în perioada asta, încât la bateria asta o grămadă de alți oameni o să vrea să se conecteze. Normal, când voi sunteți soarele, toți o să vină să graviteze în jurul soarelui, nu? Și asta înseamnă atenție, admirație, sunteți văzuți, sunteți apreciat, voi vă simțiți bine în pielea voastră. Multă preocupare a lumii către voi. Acolo unde vă duceți ar trebui să vă remarcați. Acolo unde vă duceți ar trebui să străluciți. Prin ceva aveți voi un as în mânecă pe care merită să-l scoateți la lumină și să vă folosiți din el din plin de aceste sărbători. Peștii, ar trebui să vă uitați până departe, sunteți într-un moment de planificare, voi încă de pe acum vă pregătiți scrisoarea aia de dorințe și de intenții pentru anul viitor. Parcă stați așa un pic de vorbă cu voi, sau poate nici măcar cu voi, poate chiar aveți ocazia să discutați cu cineva cu mai multă experiență de viață, cu un mentor, cu un om pe care îl admirați, un om pe care îl respectați și de la care vin niște ponturi bune. Ori este exemplu pentru voi acest om, e un om reușit, e un om realizat, e un om care și-a atins niște vise pe care le aveți și voi și așa parcă luați pe el ca far călăuzitor, model, erou, ori aveți ocazia să discutați cu el și vă sfătuiește, vă spune ce ar fi bine, încotro să o luați. Veți lua multe decizii, sau poate nu sunt decizii cât planuri, vise, idealuri. O linie directoare veți trage voi în aceste câteva zile, având la bază discuția cu acest om, cine o fi. În unele cazuri, dacă încă mai lucrați, poate fi vorba de niște experți cu care lucrați. Vorbiți cu medicul și programați ceva pentru la anul, vorbiți cu avocatul și planificați ceva pentru la anul. Deci e un plan pentru anul viitor, că nu mai puteți să-l puneți acum în aplicare. Dar ce stă la baza acestor planuri se decide acum. Sfaturile, îndrumările, legile pe care vi le vântură prin fața acest om, regulile pe care vi le prezintă, niște legi, da, scrise sau nescrise. El știe niște lucruri, informații, este deținătorul unor informații, e un fel de ghid, profesor pentru voi. Fie că e prin natura meseriei sale, ori e cineva pur și simplu cu multă experiență de viață cu care aveți ocazia să vorbiți și pornind de la sfaturile sale, îndrumările sale, voi vă puteți planifica câteva luni bune din 2024. Cam asta este într-o zi de 29 decembrie. Ne mai vedem și mâine, poate mă primiți cu uratul, că de urat ne vom ura în zilele imediat următoare tot ceea ce trebuie. Mai vorbim și mâine, nu uitați de toate celelalte horoscoape care vă așteaptă pe acest canal de YouTube sau pe acvaria.com, depinde unde mă urmăriți și o zi bună să aveți, mai ceva ca horoscop.